bine v-am găsit la un noi ediție Kick Show. Dragii mei, eu sunt Alexandru, dumneavoastră sunteți cei mai tari spectatori care pot exista pe planeta asta și împreună astăzi vom face o ediție de lux, de colecție, cum s-ar spune, așa cum niciodată parcă e strada TV n-ar fi pomerit, pentru că eu mi-am pierdut coroana. Unde crezi, Florentin, că e coroana mea? În Peru, Brazilia. Argentina, exact, în Spania, Italia, Portugalia, Republica Moldova, acolo unde e bunica mea. Băi, ceva se întâmplă pentru că cineva a vrut să ne saboteze, adică altfel eu nu pot explica. Ia vino mai încoace pentru că e mai multă lumină aici. Astăzi e ziua ta, motiv pentru care eu ți-am propus să-ți inviți toți prietenii, care unii stau în picioare, alții stau pe scaune, alții stau pe fotoliu, alții stau pe canapea. De fapt, pe canapea nu stă nimeni. De ce nu stă nimeni? Florentin? De ce nu stă nimeni pe canapea? Spune. Vor sta mai târziu. Vor sta mai târziu, exact. Adică, măi, Florentin, eu vreau să te bat pe tine, să știi, pentru că ai încurcat oala de ciorbă cu oala de fasole. Adică, mie îmi plac amândouă, dar ceva s-a întâmplat astăzi și lucrurile nu merg exact cum le-am plănuit eu. Crezi? Stai, mă, că a fost o farsă. Hai, aplauze, vă rog. Toată lumea, aplauze, vă rog. Dragii mei, hai să vă spun, astăzi este o zi mare, o zi în care eu mi-am pierdut coroana, dar o vom găsi, cineva a furat-o, nu știu de ce cauză, dar cred că e la mijloc, cred că sunt niște nuci care au vrut să mă saboteze, pentru că nu mă suportă, că știu adevărul despre ei și despre toată corupția care se ascunde în spatele evenimentelor lor. Ideea este că în 2 aprilie, nu știu ce, a fost ziua ta, ai împlinit o frumoasă vârstă pe care noi nu o putem 18. 18 ani, nu? Adică a fost majoratul ăsta, adică... aplauze. Vă dați seama că eu am 30 de ani, adică eu am împlinit 18 ani acum 12 ani, nici nu mi-amintesc, de fapt nu aveam niciun prieten și tu știi și acum la părime, că toată lumea mă urăște, știi, și ideea e că e foarte important să ai prieteni de ăștia ca tine, care sunt mega talentați. Și anul trecut tot atât am împlinit. Nu-i așa, mă, dar cum faci tu să oprești timpul? Asta înseamnă că tu ești cumva prieten cu zâna timpului sau cu zâna măseluță, nu? Că adevărul e că dinții tăi sunt puși, adică glumesc. Nu, sunt dinții tăi. Adică așa se zice, știi, că ai dinți de, cum se numește ăla? De platină. Zirconiu, ceva de genul. Adică nu sunt dinții tăi cum ar veni, asta e vorba. Da. Dar cum i-ai lipit? De nas sau cum dracu stau la tine în gură? Că nu pot să-mi explic fenomenul. Păi la 18 ani ai... toți dinții tăi. În gură, așa, da. Care e legătura? De ce îl iubești pe Michael Jackson atât de mult? Și apoi de ce o iubești pe Diana Cătescu atât de mult? Adică ea este un element extrem de important în cadrul ediției noastre de astăzi, pentru că știu că s-a ocupat foarte mult de logistica din spatele evenimentului pe care noi îl propunem pe spectatorilor. Mulțumim foarte frumos, da. Și de fiecare dată Adriana a fost un om prompt și de fiecare dată când a promis ceva... Și are și mașină. Și talent și frumusețe, lasă că are multe chestii, aplauze, da. Este un om deosebit. Și e și bunica, adică a devenit bunică și eu astăzi m-am invitat singur, că vreau și eu. Băi, stai puțin, hai să vă spun o chestie. Doamna Adriana Cătescu a invitat-o Bucureștiul la evenimentul nepoțelului, da? Cum îl cheamă? Cum o să-l cheme sau? Da. David? Pe bune, David, să trăiască, să fie sănătos, mult înainte, așa, la mulți ani. Câte luni are? Astăzi și juni, Doamne ajută să trăiască. Așa, Florentin. E dublă aniversare. Auzi și eu din stânga, din dreapta, adică eu sunt și artist, știi, adică pe lângă prezentator mă ocup de multe chestii. Și am auzit de-a lungul săptămânilor să zic că ăla e invitat, toată lumea e invitată, domnule, la ăsta micul, la David, să cânte, doar eu, Alexandru Spiridon, nu am fost invitat. Îți dai seama că eu sunt orgolios că sunt artist. Adică Adriana nu s-a gândit la mine, ar fi chemat-o pe Lordana Groza, dar pe Alexandru Spiridon să-i cânte zigzag. Tu erai surpriza evenimentului. Crezi? Da. Adică tu... Nu-ți dai seama, dar și tu astăzi ai invitat. Prin simplu fapt că ai bune, aurul, mă faci să plâng. Pe bune? E adevărat? Da. Deci nu mai scap, gata! Hai că mi-e rușine, nu, că m-am băgat singur și nu, că nu ne jucăm așa. Vine și doamna Mioara. Vii și Florentin, nu, că dacă vin eu, vine să vezi, glumesc. Mă, Florentin, ziua ta e ceva deosebit, adică odată în viață faci 18 ani. Tu ești singură care a făcut de două ori până acum 18 ani. E foarte important, aplauze. Mai cunosc eu unul care a făcut 38, dar el are 72, în realitate. S-a și apucat de muzică. Și la anul, normal că și la anul, cu drag. Florentin, uite, ideea e că tu ar fi trebuit să deschizi această emisiune și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Adică cumva... Am început cu stângul.
Cu stângul. Ia arată-mi care e stângul la tine. Așa. Așa. Hai, ce bine. Hai să începem cu dreptul și să ne propunem telespectatorilor piesa ta, că trebuie să începem cu dreptul. Nu e un cântec de petrecere. Știi că eu am cerut împrumut ăștia că nu stai mic, că n-am bani și că ai mei erau găuriți. Dar chiar mă mir când ai avut vreodată bani. Da, bă, nu. Să știți că eu sunt cel mai sărac prezentator din România. Așa este. Și, păi, am cerut împrumut special, ca zic, bă, trebuie să mă pregătesc, știi cum? Uite că am scos și eșarfa așa la reiteare, că știam că mă întâlnesc cu Adriana Cătescu astăzi și am așa o stimă pentru ea, pentru că reprezentanta de seamă e un fel de emblema Școlii de Arte București, știi? Și o să vorbesc cu ea personal, să o întreb cum a ajuns în 3 ani de zile să o convingă atâția profesori că ea e cel mai talentat, da, cel mai tare sau cursant al secțiunii de muzică populară. Al treilea profesor de... Exact, exact. Adică este Ana Pioaru, este domnul cu pianul, cum îl cheamă? Puiu, așa, care cântă și apoi Adriana Cătescu, domnul acolo, care face legea. Păi la tinerimea română cine prezintă întotdeauna? Adriana Cătescu, nu? Adică, nu, dar chiar e talentat. Adică, eu spun sigur că știu asta. Așa, bine, hai că trebuie să cânti și tu o piesă acum. Ce piesă ne cânti? Cine a pus cârciuma în drum? Asta nu e ai, fii atent, ai venit și ai cântat odată o piesă a Irinei Login și am primit un mesaj de la casa ei de discuri. Știi? Am primit un mesaj. Un cântec cunoscut. Pe cuvânt? Deci nu mai cânti de la Irina Login astăzi. Nu, știu că ea te-a lăsat, că a auzit că tu îi cânti piesa, ți-a dat voie nu știu ce, dar ea a cedat drepturile de autor... unui domn de la Grăsă, da. Și m-a căutat domnul săptămâna. Lasă că domnul are destule piese, nu mai cânte șanse. Bine. Gata! Haide să ne cânte Florentin Iacob la King Show sezonul al 4-lea. Cârciuma-n drum, ăla n-a fost om nebun. Cine a pus cârciuma-n drum, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte, cine intră în ea să cânte. Și necazul să-și luite, măi dorule-ți măi. Ăla a fost om cu dor ven, și-a cântat cum cânt și eu. Și-a cântat cum cânt și eu, măi dorule-ți măi. Garoafele, se iubesc oltencele. Îmi floresc garoafele, se iubesc oltencele. Lasă-mi florească și macu, să se iubească tot satul. Și sufletul meu săracu, măi dorule-ți măi. Lasă-mi florească și macu, să se iubească tot satul. Și sufletul meu săracu, măi dorule-ți măi.